Dinu Săraru, niște țărani. Da. Bună dimineața din nou. Bine ați venit la frumoasa noastră provocare, ce implică un dulap, niște costume, niște personaje și un exercițiu de improvizație. Mădălina Belariu este partenera lui Dani astăzi pe canapea, așa cum ați tot observat. Aș vrea să las narator, dar mie că înțelege altceva și n-aș vrea să execute. Și dacă trebuie să mă spăl pe dinți încă o dată, că na, nu știi ce... Te-ai spălat pe dinți înainte să intri în... Bineînțeles, dar m-aș mai spăla o dată să fiu curat. Să știi că nu mă lasă sindicatul să... Scene nud din spate, doar din față pot și... Nu, scuze, invers. Notează, nu? Naratorul. Așa și nu mă pot pupa cu nimeni că mă așteaptă sindicatul. Băi, dăm noi sindicate, nu e problemă. Dani este soțul, Mădălina este amanta, Ramona este nevasta încornorată. Exercițiul de improvizație începe în 3, 2, 1. Vă rog, Michi. Romantic, de dragoste. De... Alo? Păi v-am dat eu indicația... Scuze. Ce facem aici? Improvizație, dar avem un regizor, avem... Și eu n-aș citi scripturile? N-am făcut... Nu că mă enervez acum. Am dat eu... Eu doar am stat, indicație. Ia s-a tolănit, ia joacă rău. Dumneata așteptarea. Hai, bag acolo și joci așteptarea până te scol eu. Ia uite, al naibii... Joc și eu așteptarea. Ca să nu mai vorbim de dumneavoastră, domnișoara actriță. Care... Născut.
tânăr, dar te vreau în tanga. Foarte bine. Asta e băietul meu. Văzând că nu e supărată pe ea, Mădălina se uită la Ramona, îmbrăcată în costumul ei de COVID, și spuse: hai, vino iar în gara noastră mică. Scuze, se uită la Dani și spuse: hai, vino iar în gara noastră mică. Privește-mă să vezi cât mi-e de frică. Ramona zise: ce-i mă cu fața asta pe tine? Ce-i cu fața asta la tine de că mulțumim, Mădălina, mulțumim, Ramona, mulțumim, Dani, mulțumim, Puberu. Fondul sonor a fost asigurat de Puberu. Sper că v-a plăcut joaca noastră, sper că te-ai simțit bine. Aveam altele în cap, dar colegii mei... Să vii mâine. Că mișau vorbe noi și... Noi știm ce aveai în cap, Răzvan. Ce aveam în cap? Mulțumim tare mult. Poți să vii și mâine dacă vrei, Răzvan, te aștept. Sau oricând vrei tu. Marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, putem să-ți dăm și o rubrică.